De noi este Andrei Vasilachi, podcaster pasionat de filozofie și venim în fața noastră cu o carte publicată în colecția Cogito a editurii Herald și care face parte din campania Filozofia ca mod de viață. Este vorba despre eseurile lui Montaigne, Michel de Montaigne, eseurile despre relații, sexualitate și experiență, o carte publicată în colecția Cogito, în traducerea lui Dragoș Butuzea. Volumul de față, putem spune că oferă scurt și cuprinzător o imagine reprezentativă a eseurilor lui Michel de Montaigne, scrise la deplină maturitate creatoare și incluse în ultima sa carte, cartea a treia. Capitolele sunt traduse aici integral după 50 de ani, într-un limbaj, am putea spune, modern, necenzurat, îndepărtat de arhaisme potrivit ultimelor receptări științifice ale operei și, de asemenea, cumva actuale. Mesajul lui Michel de Montaigne este foarte actual pentru omul contemporan. Andrei, cum ți s-a părut această carte, eseurile lui Michel de Montaigne, iată la 500, mai mult de 500 de ani de la nașterea lui, undeva pe 28 februarie 1533 s-a născut Michel de Montaigne. Ce te-a impresionat la această carte și mai ales la acest titlu, aș spune eu, sugestiv și foarte actual, eseuri despre relații, despre sexualitate și despre experiență, în care el vorbește și atinge și subiectul relațiilor dintre femei și bărbați, drepturile femeilor, drepturile bărbaților și raportul de egalitate dintre ei. În prim rând, mulțumesc de invitație. În al doilea rând, chiar mi-a plăcut traducerea cărții. Deci eu inițial o citisem în engleză, eseurile, și citisem și alte traduceri mai vechi, dar asta chiar e bună făcută. Parem și Dragoș Buxa, da? Dragoș Butuzea. Butuzea, da. Tare, tare faină traducere. Știți, în genere, cu Montaigne, e un clișeu, dar să-l spui că el mereu e actual, e în principiu din cauza că el era într-un fel primul subiectivist, adevărat, știi? Așa eu cred. Pentru că, uite, chiar din denumirea eseuri, vine din cuvântul francez essay, ce înseamnă încercare, într-un fel. Încercări, da. Da, și asta, mai ales atunci, în secolul XVI, când scria, era ceva foarte diferit față de majoritatea filosofilor care scriau cumva aristotelian, deci scriau sistematic, scriau parcă ca o pedagogie. Deci diferența în Montaigne, totuși, el scrie mai personal, scrie iarăși, subiectele lui sunt foarte vaste, cum și-ați spus, de la sex până la statutul femeii, da, în comparație cu bărbatul, cum, de exemplu, regulile în societăți și pentru bărbați și pentru femei sunt până la urmă făcuți de bărbați, da, și în considerare o relație de-a lui foarte apropiată de o altă femeie nobilă, da, el în scrisori desigur scria. Are sens faptul că el cumva era unul din primii, mă rog, subiectiviști, în sens că, eu aș spune că era inspirat liberalismul, modernismul cumva, știți? Și a vorbit despre chestii care ne par astăzi moderne, pentru că a vorbit despre chestii care mereu ne atingeau, ca carnalitatea noastră, da? Părțile, în ghilimele, dezgustătoare. Că, nu știu, vorbea despre penisul lui, despre chiar impotența, pare mi se, despre bătrânețe, desigur, vorbea, da? Despre faptul că chiar și regii, da? Chiar și cei mai nobili oameni, până la urmă, stau pe curul lor, pe fundul lor, pe scaun. Este așa o vulgaritate, parcă îți pare, dar în sensul ăsta, el a inspirat mulți, el și singur s-a inspirat de la sceptici, da? S-a inspirat de la deci, doi scriitori care el cel mai tare i-a iubit cumva e Seneca și Plutarh, cel puțin după citatele care el le arată în eseurile lui. Iar Plutarh era, deci, și Pyro, de asemenea. Pyro era primul sceptic cumva în sensul așa, cred că pe lângă Socrate. Și
Scepticismul lui, în principiu, constă, știi, în faptul că tu nu poți judeca totul până la certitudine, pentru că tu cu foarte puține lucruri poți să le știi cert. Da? Și această parcă modestie și onestitate în abordarea asta, da, intelectuală, e ceva care i-a inspirat pe mulți scriitori. Chiar știu că filosofii continentali englezi, da, ca John Locke, mai departe, chiar de pe timpurile lui, au continuat stilul ăsta eseist, deși n-aș spune că au atins aceeași parcă intimitate ca și Montaigne. Și, în genere, mi-amintesc că el iubesc tare pe Albert Camus ca scriitor și el, într-un discurs de-a lui în 46, după a doilea război mondial, țin minte, am menționat în New York că, uite, francezii, în special generația cea de rezistență, da, contra nazismului, mulți din ei s-au inspirat de la Montaigne, deci mulți îl citeau în trenuri, știi, și cumva spiritul lui, felul în care el scria, tare accesibil, îl face mereu să reapară, da, în popularitate. Și sigur și că azi cumva este un fel de mini-renaștere a lui. Chiar n-aș spune renaștere pentru că el niciodată n-a murit. Da? El de altfel și influențează generații de scriitori și chiar de gânditori în filozofie. Francis Bacon, René Descartes, Blaise Pascal, da, da. Mai ales Jean-Jacques Rousseau. Da. Iar în literatura universală, să-i spunem, pe William Shakespeare și de asemenea Jean-Jacques Rousseau și chiar Friedrich Nietzsche. Deci iată că a influențat și generații de filozofi, de gânditori și chiar de scriitori și cumva stilul său direct și frust ajunge cumva la inimile, la sufletele cititorilor moderni, pentru că, așa cum spuneai și tu puțin mai devreme, pune punctul pe i, cum spunem noi, pune punctul pe i și spune lucrurilor pe nume într-un limbaj și într-un registru accesibil și cumva încercând pentru perioada aceea, începutul anilor 1500, înseamnă mult să dai la o parte acel tabu, de exemplu, despre sexualitate și despre relațiile dintre femei și bărbați. Da, absolut. Și pe lângă asta, deci voi ați menționat, de influențele lui spre lui Descartes sau Rousseau. E ca cu Descartes, de exemplu, e interesant că e destul de clar să tragi tangența cu Descartes, pentru că Descartes cumva e considerat tatăl filosofiei moderne, adică el cumva a creat, mă rog, cogito, da, gândesc, deci exist și tot scepticismul ăsta a dus parcă până în extremă, dar o diferență a lui față de Descartes e că Montaigne totuși gândea mai trupesc, deci el nu făcea separare între corp și minte, iar Descartes făcea asta, deci el era cumva cartezianismul ăsta, da, dualismul ăsta, care e similar cumva chiar cu creștinismul, cu majoritatea religiilor în sens de separare trupului și a spiritului, știi? Montaigne nu era în asemenea sens. În sensul ăsta era o diferență, știi? Și referitor la Rousseau, Rousseau s-a inspirat de la el în principiu eseul despre canibalism. Deci Montaigne el nu că apăra canibalismul, el avea o perspectivă parcă antropologică înainte de ca antropologia să existe. El privea la canibal ca el cumva ne reamintea de ipocrizia proprie când vorbim, ok, canibali, da, oameni care mănâncă alți oameni, dar el spunea ceva de tipul că dar prin ce canibalii aceia sunt mai răi în faptul că ei mănâncă oameni morți, pe când noi, de fapt, subjugăm și ucidem alți oameni și iarăși se referă, el trăia în timpurile când descoperirea Americii a avut loc, more or less, da? Și el cumva, și el trăia în mijlocul reformării, da? Era lupta asta religioasă între catolici și protestanți, sudul și nordul Franței. Și deci el a trăit într-o perioadă interesantă în care vedea diferite ciocniri de ideologii. Pe lângă asta era un val de traduceri
altor filosofi din trecut din latină, da, și el îi citea mult. Și e bine de menționat că el vine într-o familie tare bogată, deci tatăl său avea o proprietate de agricultură și de vinării și el cumva avea timpul ăla, da, care mulți nu-l aveau în timpul, mă rog, era nobilime, da, și avea timpul să citească, dar asta n-aș spune că îi scade din valoare, da, pentru că el nu-mi părea arogant, da, nu-mi părea că judeca, că ne dă o lecție. El cumva era incert în unele chestii, dar își exprima subiectivitățile. Și da, la sigur, a influențat foarte mulți gânditori și, cum spunea chiar și Nietzsche, da, la sigur, prin scepticism. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de Andrei Vasilachi despre Michel de Montaigne și despre a sa carte Eseurile despre relații, sexualitate și experiență, o carte publicată în colecția Cogito în traducerea lui Dragoș Butuzea, carte care face parte din campania desfășurată în aceste zile pe site-ul editurii Herald, Filosofia ca mod de viață. Vă mulțumim foarte mult că ați fost și de data aceasta alături de noi la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Iată, Michel de Montaigne vine cumva cu o carte deschisă, cu aceste eseuri pentru a ne deschide mintea și sufletul. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție, la un nou episod al rubricii noastre. Până atunci aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută la eseurile lui Michel de Montaigne. La revedere!